cazul Facultății de Științe Exacte și Generești, de la Universitatea 1 decembrie 2018 din Ardelea, dezvoltăm un robot aproape umanoid pe care l-am denumit Genie 5. De ce l-am denumit Genie 5? Pentru că ne-am inspirat dintr-un film științifico-fantastic de acum 30 de ani, care se numea Scurt Circuit, și personajul principal din acel film era un robot inteligent pe nume Genie 5. Noi am vrut să construim un robot asemănător. Evident, filmele științifico-fantastice sunt departe de realitate și n-am putut să construim o copie perfectă a acelui robot. Și de aceea l-am denumit nu Genie 5, ci Genie 5. Spuneți-ne ce poate face, să ne faceți și o demonstrație. Deci, deocamdată robotul este în dezvoltare, avem control pe el, avem control pe absolut toate motoarele, avem control pe, ați văzut, pe platforma mobilă, pe picior, pe brațe, pe degete și așa mai departe. Și în viitor, pe măsură ce avansăm cu partea de hardware, să ne concentrăm și pe partea de lucruri și atunci vrem să folosim peste tot unde este nevoie de forță de muncă, da? Deci la construcții, la în bucătărie, să facă curățenie, să facă de mâncare și așa mai departe, în grădină, să sape, să culeagă fructe, legume și așa mai departe. Deci ăsta e planul nostru de viitor, viitorul puțin mai îndepărtat. Haideți să îi dăm o comandă, să vedem cum funcționează. De exemplu, dacă dăm comanda Rotate, cu care rotim platforma. Dacă împlin telefonul pe o parte, robotul se rotește într-o parte. Dacă împlin telefonul pe partea cealaltă, robotul se va roti în partea cealaltă. La picior, de exemplu, putem să comprimăm piciorul sau să ridicăm. Scopul final este să facem și muncile de la nivelul sol, adică să adunăm punoaiele de la nivelul sol. Și atunci, pe viitor, robotul se va putea comprima încât brațul să ajungă la nivelul solului, încât să poată să apuce și obiectul de acolo. La braț avem 6 grade de libertate, 6 motoare. Asta înseamnă că putem roti absolut orice încheietură. Sus, jos. Abbiamo finito la macchina, la macchina è veloce. Cât timp ați lucrat la el? Destul de mult. Am început proiectul acum vreo 3 ani de zile. Și proiectul